Eminescu, în 1882, în ziarul Timpul, în cadrul unei polemici cu obișnuitele sale ținte de la ziarul Românul. Subtitlul Școalele noastre sunt rele, citim următoarele. Pentru a fi profesor de gimnaziu ori de liceu, se cer studii academice, cel puțin acum, deci 18-20 de ani de învățătură continuă. E în adevăr singura ramură a serviciului public unde, în schimbul unei retribuții neînsemnate, a unui echivalent material unic, se cer garanții de capacitate. Acest lucru e nemai auzit și foarte nedrept într-o țară în care asemenea garanții nu se cer de la nimeni și nicăieri. Căci, ce se cere bunăvoară pentru a fi redactor al Românului? Repet, aici e vorba de o polemică dusă aproape permanent de Eminescu cu ziarul Românul. 4 clase primare plus un curs de violoncel. Care e echivalentul material al acestei mari capacități? Deputăție, delegație pentru a răscumpăra valori de un sfert de miliard, directorat de bancă, milioane. Va să zică pentru a îmbuzunări un echivalent moral de milioane de lei, nu se cer în România decât 4 clase primare, violoncel și negustorie de vorbe. Dacă am înțeles ce se cere pentru a fi director la Ministerul de Interne, ne-am aduce numai decât aminte de omul care a ocupat acest post cu oarecare virtuozitate, de mucenicul Simeon. Ce s-a cerut de la el? 4 clase primare și poate meritul de a fi bulgar. Nu ne referim, desigur, la sintagma, la metafora bulgăroi cu ceapa groasă din scrisoarea a treia. E vorba de cu totul altceva. Care este echivalentul moral al colosalei munci de a fi pătruns misterele abecedarului și a celor 4 operații? Mii de galbeni, mobilier din Paris, etc., etc. Cum? Pentru un echivalent de 300 de franci, profesorul să fie obligat a ști atât de mult și a munci atât de mult și celălalt pentru 1000 de franci să nu fie obligat la nimic? Ce se cere la noi pentru a fi general, locotenent colonel sau adjutant regal? 4 clase primare, întrebând pe generalul de la Bacău, plus poate o teșcherea de drept de prin Italia, plus unul sau două acte de înaltă trădare. Care e echivalentul material al feloniei și al trădării? Lefuri de mii și mii de franci. Toate teoria echivalenților este, onorabil confrați, împrumutată din științele exacte. În aceste științe nu încap mofturi și negustorie de vorbe. Când lipsa de știință, cursuri de violoncel, tâlhării, cumul, malonestitate sunt titluri pentru mari, pentru milionare echivalente materiale, nu îi se cere profesorului a fi altfel decât toată lumea, de a nu vâna câștiguri ilegitime într-o țară în care toți le vânează, de a nu căuta bun trai și avere fără muncă, precum toți ceilalți. Cauza decadenței valorilor și a școlilor e dar declasarea generală care se răsfrânge asupra corpului profesoral ca asupra țării întregi. Răul trebuie scos din rădăcină, trebuie ca fiecăruia, fie director de bancă, fie amploiat la regie, la domenii, la drumul de fier, să îi se ceară în schimbul echivalentului material probe că posedă un capital intelectual de resort. Probe că a învățat carte. Că pricepe treaba la care e pus. Dar când măsura generală de cultură ce li se cere mihăileștilor, costineștilor și caradalelor sunt 4 clase primare, iar echivalentul material plătit din munca altora în schimbul acelei prețioase culturi se suie la milioane, nu se poate pretinde nici de la profesori să fie altfel decât sunt, să nu fie gonitori de funcții cu toții, cumularzi ca toți, și să lege de gard o carte care în România nu ți ajută la nimic,
Dacă n-ai doza necesară de viclenie pentru a te întrece cu semistrăinii la pescuit în apă tulbure. Nu, să fim drepți. Ceea ce nu se cere de la nimeni, să nu se ceară nici de la profesori. Și ei sunt oameni, ca toți oamenii, când unul plagiază, nu face decât să urmeze exemplul ministrului său. Când e neglijent, urmează pe cei mai luștri dintre concetățenii săi. Cu un cuvânt, ei sunt ca toți și toți sunt ca dânsii. Cu alte cuvinte, prezentul l-a trecut. Poate decideți dumneavoastră dacă această trimitere corespunde adevărului. Cu bine!